Domnul Ștefan Cu, în comunicatul de presă de la Asociația Forța Fermierilor, pe care o reprezentați, scrie clar că cereți Piața Mare a Adunării Naționale pentru luna noiembrie. Dar de ce tocmai luna noiembrie? Pentru că dumneavoastră solicitați niște revendicări care să fie implementate imediat, din câte știm. Nu, mai întâi de toate o să dau răspuns la întrebarea dumneavoastră și apoi o să dau răspuns domnului Iuri Păsat. De ce 1 noiembrie? Pentru că noi acum suntem în campanie de prelucrare a terenului, de însămânțare a terenurilor, recoltare la floarea soarelui. Porumbul care mai este, unde mai este, trebuie să-l strângem, să prelucrăm. Avem nevoie de timp să prelucrăm terenul pentru anul viitor și nu putem mobiliza oameni. Ați văzut, și protestul ăsta a fost așa simbolic, practic s-au mobilizat nu atât de multă lume, pentru că majoritatea se aflau cu tehnica și care au putut trupe acolo, câte unitate de transport care mai aproape, ăștia și s-au mobilizat.